Salut, sunt Hellscream și astăzi vreau să demolez un mit prin care mulți se laudă că știu să copieze și să cloneze site-uri, etc. Am văzut pe forum că mulți au postat anunțul la Reset Market cum că ei clonează site-uri și fac clone și etc. etc. De parcă ar lucra în inginerie genetică. Pe principiul nu dați banii pe prostii, luați droguri la copii. Haideți să vă arăt de fapt o metodă foarte simplă de a vă copia un site cu tot cu template-uri și cu majoritatea scripturilor. Avem Google-ul, căutăm ceva, primul site. Pur și simplu demonstrez un principiu, da? Un program care să vă ajute în clonarea site-urilor este WinHTTrack Website Copier, pe care îl puteți lua de aici. Am să vă las link-ul. Welcome to tralala. Dăm next, project name tutorial. Proiectul categorii, project categorii, ce să punem? Punem kappa, a new project, unde dorim să-l, să punem site-ul, dăm next. Acum, putem face, de exemplu, dacă site-ul suportă patientul questions, da? Alegem modul de acțiune a programului, editing URL, haideți să vedem, mergem de aici, default ASPX, sau eventual dacă ne-am făcut o listă în prealabil, putem să o încărcăm direct, da? Set options, aici avem fel de fel de opțiuni care să ne ajute. Ați văzut că poate copia inclusiv MP3, RSF-uri, zip-uri, tar-uri, TGZ-uri, ce vreți voi. Avem și flow control, avem și niște limite, eventual build-ul, da? Un spider. Dăm next. Ajustăm conexiunea. Dacă vă trebuie, finish și el începe deja să descarce site-ul. Am dat cancel pentru că acel site nu prezintă chiar niciun interes pentru mine. Scurt și la obiect, ideea spune în felul următor. Voi când copiați, vreți o clonă la un site, practic îi veți template-ul, vreți să arate identic, dar să facă lucruri diferite. În general vreți să faceți pagini de phishing. Asta este mentalitatea copiilor de grădiniță de ziua de azi. Copilaș, nu mai dați banii de bobo la copiii mai mari. Downloadați programul și cine știe, s-ar putea să vă ajungă și de din ce economisiți, să vă ajungă și de ceva de prin Wheat Shop, eventual de cleanță. Acestea fiind spuse, sper că ați înțeles, din nou, vorbim de HTTrack, da? Bine, mai sunt multe programe similare, acesta este un exemplu. Da, pur și simplu am vrut să vă arăt cum se copiază site-urile în întregime, bineînțeles, fără baze de date, da? Să nu vă faceți iluzii. Se copiază fără baze de date și fără anumite plugin-uri, care, spre exemplu, dacă găsiți niște plugin-uri PHP securizate, pe alea nu o să reușiți să le downloadați. Eventual să le luați din altă parte și să le implementați ulterior. Dar la bază, pe voi vă interesează site-ul să arate identic, dar userul și parola să vă trimită vouă un e-mail, vechea glumă de pe Yahoo. Ok, acestea fiind spuse, sper că ați priceput mesajul. Toate bune, Hellscream out!